Abordăm de astăzi un nou segment al cărții Faptele Apostolilor și nu putem să nu ne minunăm văzând în aceste capitole de la 18 la 20 ce mult și ce bine creșteau comunitățile creștine, Biserica lui Hristos. Poate vă întrebați cum s-a răspândit Evanghelia de-a lungul și de-a latul Asiei și al Europei. Pavel și companionii săi au purtat-o pe brațe, am putea spune. Împărtășind vestea bună a mântuirii prin credința în Domnul Iisus Hristos, tuturor celor cu care se întâlneau. Ajuns în Corint, unul dintre cele mai depravate orașe din Imperiul Roman, Pavel a predicat aici aproape un an de zile, dar dezinteresul și opoziția evreilor s-au intensificat până acolo încât Pavel s-a decis ca în continuare să ducă mesajul doar către neamuri. Într-o noapte Domnul i-a vorbit astfel într-un vis: "Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate." Așa că Pavel a mai rămas acolo o vreme. După care s-a întors în Antiohia, unde s-a confruntat din nou cu aceeași reacție din partea evreilor, care cereau să propovăduiască legea mozaică. Ei nu erau în stare să primească și să creadă măreața libertate pe care o puteau avea prin harul lui Iisus Hristos. Și astăzi există unii supersfinți care impun reguli legaliste cu scopul de a-i fi chipurile mai plăcuți lui Dumnezeu. Ei uită că legătura creștinului cu Iisus Hristos este o poveste de dragoste. Dacă îl iubim, nu vom face nimic care ar putea afecta relația cu Domnul. Împreună cu soții Aquila și Priscila, Pavel pleacă spre casă. Fac o escală în Efes, unde locuiau la vremea aceea Aquila și Priscila, apoi continuă singur spre Cezarea cu dorința de a ajunge la Ierusalim până la următoarea sărbătoare religioasă și să dea astfel socoteală de călătoria sa misionară. Pavel și-a stabilit și respectat aceste puncte de reper, astfel încât a fost în măsură să ajungă finalmente în Antiohia, unde se poate spune că se încheie cu bine a doua sa călătorie misionară. Dar pentru că avea inimă și râvnă de propovăduitor, Pavel n-a putut sta locului prea mult. Plănuia să se întoarcă la Efes. Dar până va ajunge să poată face asta, un alt slujitor notoriu al vremii, Apollo, va fi folosit de Dumnezeu acolo. Om remarcabil și predicator strălucit, Apollo era și un tip bine instruit în Vechiul Testament și avea o pasiune profundă pentru lucrurile ce țineau de împărăția lui Dumnezeu. El le-a făcut cunoscut efesenilor tot ce știa, adică i-a adus până la nivelul lucrării lui Ioan Botezătorul, pentru că Apollo nu auzise încă despre Iisus ori despre Duhul Sfânt. Când Aquila și Priscila au auzit predicarea înflăcărată a lui Apollo, l-au luat pe lângă ei, s-au ocupat de el și l-au învățat tot ce trebuia despre Iisus Mesia. Plin de bucurie și de har, Apollo a plecat să viziteze bisericile din Grecia, inclusiv Corint și Atena, predicându-l pe Iisus, Mântuitorul răstignit și înviat. Despre a treia călătorie misionară a Apostolului Pavel, aflăm amănunte data viitoare.